Bela, da. Am o întrebare de specialitate la tine. După ce am băut coconut juice, pot să mănânc banana cake? Sau va trebui să părăsesc în fugă locul? Pot să mănânci. Da, puțină. Da, puțin, nu mult. Cum ai făcut-o? Întâi ai zdrobit bananele. Banana, am pus ulei, am pus ouă. 220 de grame, da. 4 ouă. Da. Și după aia făină. Cam câtă? 200, 200 de grame parcă da, erau. Da, 200 de grame de făină. 125 de grame de zahăr brun. Am mixat. Am pus într-un tavă de chec. Tavă de chec. Și după aia am pus la cuptor la 180 de grade. Dar nu înainte de a pune ciocolata zdrobită pe deasupra. A, bă, da, da, am pus deasupra și după aia am pus la cuptor și cu 180 de grade cu 45 de minute. Auzi, ciocolata e cu lapte? Da. Vin cu tine. Da, are intoleranță la lactoză și... Da, e fierbinte rău? Da. Fierbinte rău, nu? Da. Da. Îngrașă? Eva! Eva, ne auzi? Da. Așa, ce bine că ești aici și să mănânci împreună cu noi niște prăjiturică. Bună, Teo! Te pup cu drag și ne-a fost, Română, hello, ne-a fost tare hello. Dor să te vedem. Cum ești? Ce faci? Mă bucur să mă văd și eu. Mă bucur că de fiecare dată găsim o producție, cum să ne găsim. Dacă nu la tine în emisiune, măcar pe video. Ai dreptate, ai dreptate. Și cu ocazia asta, cred că și mama ta, buna mea prietenă, Andreea, se uită la televizor, Andreea Bereclanu, și vrea să afle, dacă nu o fi aflat până acum de 10 ori, noutăți de la fiica ei. Ești de mulți ani acolo, de mulți ani la Londra. De 4 ani? Deja de 4 ani, dar dacă stau să mă gândesc prin pandemie și prin câte am trecut, am tot venit în țară, probabil ar fi vreo 3 ani jumate, ceva de genul, da. Se obișnuiește ușor un tânăr studios cum ești tu într-un oraș cum e Londra? Pot să spun că dacă ești deschis, da, aici lumea e destul de călduroasă, chiar dacă pare că nu e așa, totuși te primește cu brațele deschise, având în vedere că sunt oameni de peste tot, culturi diferite, și toți vor să știe despre fiecare. Deci pot spune că dacă ești deschis, este destul de ușor. Mama ta spunea despre tine niște lucruri admirabile. Spunea că a rămas plăcut surprinsă să vadă responsabilitatea pe care o ai și mai ales faptul că poți să ai grijă de tine, de apartamentul în care locuiești, că te-ai adaptat minunat și că nu pare a avea nevoie de ajutor în momentul ăsta. Într-adevăr, m-am adaptat aici. Pot spune că îmi place să am grijă singură de lucrurile mele și să fiu responsabilă. Într-adevăr, acasă e puțin mai ușor și nu trebuie să pun la fel lucrurile punct la punct cum o fac aici când sunt singură, dar într-adevăr, mama e mândră de mine și de asta sunt foarte fericită. Știu că vorbiți în fiecare zi, că tu trimiți mesaj în momentul în care te trezești și mamei și tatălui și nu numai, tuturor celor pe care îi iubești, ca să stabilești, să continui să menții relația foarte apropiată. Așa e, chiar dacă peste zi ținem legătura, vorbim prin mesaje sau la telefon, eu de câțiva ani, de când am venit în Londra, țin ca în fiecare dimineață când mă trezesc sau în fiecare seară când mă culc, înainte să mă culc, să le dau un mesaj ca să știe că sunt bine, să știe că totul este în regulă. Foarte mulți te vor întreba ce anume studiezi acolo, pentru că pare foarte complicat. Se numește visual design, design vizual, în română, și grafică. Ține de creativitate și artă. Foarte interesant. Și vei continua să profesezi acolo sau consideri și ideea de a te întoarce? Consider și vreau să iau în calcul și alte oportunități, de ce nu? Sunt deschisă să văd unde mă va duce viața și facultatea la care studiez, sunt sigură că o să mă ajute spre sfârșit să îmi găsesc oportunități, să îmi găsesc un job, de ce nu? Poate și în alte țări, nu neapărat aici. Ai dreptate, până la urmă suntem cetățeni ai lumii. După o zi lungă, simți nevoia să mănânci probabil ceva undeva, doar nu o să gătești tu singur acasă, te duci la restaurant. Ce se mănâncă în Londra și mai ales dacă e atât de scump pe cât am auzit noi?
să știi că vreau să te contrazic puțin și să-ți spun că chiar îmi place să gătesc și că gătesc aproape în fiecare zi. Într-adevăr, ies și la restaurant, de obicei ies cu prietenele, îmi place să mă simt bine, să vedem un loc nou, să facem poze. Restaurantele aici sunt frumoase, se mănâncă bine și îți dau o senzație frumoasă să vezi lumea din jur, că chiar se simte bine și le place vibe-ul de acolo. Cam așa este aici. În schimb, vreau să spun că, da, într-adevăr, chiar gătesc și... Ce gătești? Ce gătești bun? Ultima dată, dacă îți vine să crezi, Sarmale. Am avut o pămăligă cu brânză și smântână, chiar acum câteva zi. Și m-am dus aici la magazin și ei nu știau despre ce vorbesc, că se numește polenta, da. Engleză, nu știau exact despre ce vorbesc, de-abia am putut să găsesc, dar într-un final am găsit și sincer a ieșit foarte bun. Apropo de mâncare, pentru că se apropie Sfintele Sărbători de Paști și sunt curios în primul rând dacă te întorci în țară, dacă nu, sunt curios cum o să petreci acolo, o să faceți mâncare românească, ai un grup de prieteni români sau poate te întorci totuși acasă? Încă nu știu dacă o să mă întorc. Într-adevăr, este foarte greu să reproduc mâncarea de acasă aici, cu oricâți prieteni români aș avea, este foarte greu. Însă, în fiecare an, cum ar fi ca anul trecut de altfel, când am prins pandemia aici, de Paște, ne-am strâns românii care suntem aici, prietenii de câțiva ani, și am făcut fiecare câte un preparat și le-am adus pe toate împreună și ne-am creat noi ca o masă de Paște. Și zic eu că e ceva frumos. În cazul în care nu mă întorc, probabil că anul ăsta vom face la fel. Spune-mi, te rog, prietenii tăi români sunt uniți între ei? Adică îi simți ca pe o comunitate formată, coagulată? Te simți protejată în preajma lor? Sinceră să fiu, nu stau atât de mult cu români aici, pentru că nu sunt înconjurată de atât de mulți. Da, am prieteni, într-adevăr, care sunt la aceeași facultate cu mine, de exemplu, care sunt cei români și sunt prietenii mei de ani de zile din București. Însă pot să spun că românii se integrează foarte bine și cu alte naționalități și nu am mai văzut atât de mult român cu român. Am văzut român cu francez, român cu englez, român cu turc, adică pot să zic că ne simțim bine aici cu toții. Și nu am văzut neapărat protejarea dacă da, stai. Da, da. Înțeleg, înțeleg. Spune-mi, te rog, după experiența asta atât de îndelungată și de profundă, cum s-a schimbat Eva Zaharescu? Pot spune că inevitabil venind aici m-am schimbat. M-am schimbat în bine, cred eu, și m-am schimbat responsabilizându-mă cu lucruri normale de altfel, pe care trebuie să le facă un tânăr la 20 de ani. Însă aici am putut să fac lucrurile astea mai repede. Nu mi-am lăsat timpul la dispoziție și nu, pur și simplu am făcut-o și m-am adaptat mai repede decât dacă aș fi fost acasă, probabil, unde totul, cum știm, este bine, este pe tavă. Da, ai dreptate. Și așa. Ai dreptate. Îți mulțumim mult de tot și mai trecem pe la tine să mai respirăm un pic de aer londonez, deși am înțeles că și ăla e taxabil dacă e să-i asculți pe Beatles. Te pupăm cu drag și pe curând, Eva. Mulțumim, mulțumim de tot. Română. Vezi ce înseamnă, copiii noștri sunt mai curajoși decât credem noi. Andreea Bereclanu este o mamă minunată, dar presupun că în momentul în care i-a zburat puiul din cuib, s-a gândit pentru o secundă cum o să se descurce, Acum este o mamă mândră, fericită de faptul că fiica ei este independentă și că se descurcă bestia. Da, tu nu te gândești că și puiul tău imediat... Exact, la asta mă gândesc și de asta am ținut neapărat să stăm de vorbă cu Eva, pentru că în felul ăsta Andreea, cu manta cumva, mă încurajează pe mine că lucrurile vor sta așa și în cazul meu, pentru că probabil Maia va proceda cam la fel. Și Maia e obișnuită vorba bevei, într-un fel. Într-un anume fel. Dacă e ceva, dai fuga la mama.